Seara și bun găsit! Sunt Raluca Săcuianu și vă prezint știrile GDS. După 3 luni de vacanță, copiii s-au întors astăzi la școală. Cum a fost prima zi din noul an de învățământ, aflați în jurnal. Dar deocamdată să vedem și alte titluri ale ediției. Reprezentanții Consiliului Județean Dolj au avut astăzi o întâlnire cu oficialii chinezi din comuna înfrățită Guangdong. Ce au discutat, vă spunem în câteva minute. Oltenii pot merge de astăzi cu trenul Hyperion la munte. Rămâneți alături de noi pentru a vedea cât costă un drum Craiova-Brașov cu trecere prin București. 3 sirieni au încercat ieri dimineață să treacă fraudulos granița la Calafat, ascunși în 2 tiruri. Detalii în jurnal. Clopoțelul a sunat, iar elevii s-au întors la școală. Puțin triști că s-a încheiat vacanța, dar bucuroși de reîntâlnirea cu colegii. Cei mai emoționați au fost copiii care astăzi au intrat pentru prima dată pe porțile școlii și au cunoscut-o pe doamna învățătoare. Cu ghiozdanele în spate, cu florile pentru doamna în mână și cu emoții în suflet. Așa au venit astăzi copiii la școala gimnazială Elena Farago din Craiova. În ce clasă ești? A 6-a. Cum te-ai pregătit pentru noi? Cărți, caiete, manuale, rechizite. Ți-ai propus ceva? Da, să învăț foarte bine. Ai vreo materie așa la care n-ai fost mulțumit anul trecut și vrei acum să excelezi? Da, engleză. Bine că am făcut și meditații, dar a 6-a B. Și cum e prima zi de școală? Frumos, îmi place școala. Cu ce gânduri începi noul an? Cu rechizitele, cu cărțile. Ai cumpărat cărți? Da. Ce cărți ai cumpărat? Română, matematica, geografia, fizica, istoria. Ți se dau de la școală? Unele, dar nu toate. Micuții care au venit pentru prima dată astăzi la școală au fost întâmpinați de colegii lor mai mari. Și nu doar ei, ci și părinții lor. În ce clasă ești tu? În clasa 0. Și te-ai pregătit pentru noul an școlar? Da. Cum? Ți-ai luat caietele? Ce ți-ai luat? Da, mi-am luat caietele și rechizite. Și îți plac colegii? Ce îți place? Îți place la școală? Da. Și la Colegiul Carol I, copiii au avut emoții mari când s-au așezat pentru prima dată în bănci. Păi îmi place că învățăm și că învățăm despre orice. De aici știm noi tot ce avem noi acum în mintea noastră. Ce clasă ești? Păi grupa 1. Clasa 1? Și cum te-a primit doamna învățătoare? Cum a primit? Păi m-a primit frumos, a zâmbit la noi, ne-a primit pe toți foarte frumos, într-un fel așa deosebit. Pentru elevii din clasele 1 și a 2 nu există deocamdată manuale școlare. Reprezentanții Colegiului Național Carol I spun însă că nu vor fi probleme din această cauză. Doamnele profesoare, doamnele învățătoare de la clasa 1 și clasa 2 au făcut rost de numeroase manuale alternative, au pregătit un material didactic destul de bogat, astfel că eu nu cred că vreunul dintre elevii de la noi de la Carol sau vreunul dintre părinții elevilor au să se plângă de ceva. Anul școlar începe în condiții normale. Iată că astăzi, 15 septembrie, ce zi frumoasă, chiar pe 15 septembrie, sună din nou clopoțelul pentru întregi copii, pentru toți copiii din România. Și întotdeauna știm cu toții că a reprezentat un moment de mare emoție, atât pentru copii, pentru revederea colegii de clasă, dar și pentru profesori, pentru revederea colegii de cancelarie. Anul școlar 2014-2015 va cuprinde 2 semestre, primul între 15 septembrie și 30 ianuarie și al doilea între 9 februarie și 19 iunie.
Reprezentanții Consiliului Județean Dolj au avut astăzi o întâlnire cu oficialii ai provinciei chineze Guangdong. Sunt cunoștințe vechi pentru că, în urmă cu 3 ani, a fost semnat un protocol de înfrățire cu chinezii din această provincie. Asiaticii au venit într-un schimb de experiență pentru a vedea cum sunt implementate la noi politicile de mediu și asistență socială. Doljul este unul dintre primele județe din țară care s-au înfrățit cu provincii chineze. În cazul județului nostru este vorba de cea mai dezvoltată provincie din China din punct de vedere economic, Guangdong. În urmă cu 3 ani s-a semnat un memorandum între cele două părți, iar în 2012 s-a parafat un protocol de colaborare în domeniul educațional, științific, cultural și sportiv. Astăzi, reprezentanții Consiliului Județean Dolj s-au întâlnit cu frații chinezi. O delegație din Guangdong a venit într-un schimb de experiență pentru a vedea cum sunt implementate la noi politicile de mediu și asistență socială. Am înțeles că vă interesează câteva domenii de activitate, cum ar fi problemele legate de mediu, așa cum pe noi ne interesează foarte mult investițiile care pot fi făcute în această regiune și în acest județ, unde este nevoie de mai multe locuri de muncă. La rândul nostru avem multe de oferit în ceea ce privește investițiile, fie în parcul industrial, fie în terenurile care aparțin Consiliului Județean. Dorim să avem colaborare pentru partea de implementare lege locale. 第二个就是学习我们多尔日县在社会管理和环境污染防治方面的这个经验和做法. Pentru a schimba de experiență pentru cum să administrez medie. După ce ne-a dus la mare, acum ne duce la munte. Trenul Hyperion circulă de astăzi pe ruta Craiova-Brașov și retur. Cei interesați trebuie să știe că pot pleca la ora 5:30 din Bănie și vor ajunge la destinație în aproximativ 6 ore. Prețul călătoriei Craiova-Brașov este de 55 de lei pe ruta București. În sens invers, Brașov-Craiova, Hyperion pleacă la 15:30, ajunge în capitală la 18, iar în Bănie la 21:30. Rama electrică oferă aer condiționat și internet gratuit, poate atinge 160 de km pe oră și are o capacitate de 180 de locuri. Trenul pleacă din Craiova de la linia 1. Din București pornește de la altă linie în fiecare zi, însă este afișat pe tabela centrală din Gara de Nord cu numărul 159301 pentru direcția Brașov și 15931 către Craiova. Hyperion a costat aproximativ 5 milioane de euro, cu aproximativ 20% mai puțin decât produsele similare de pe piața internațională. Lucrările din centrul istoric al Craiovei se apropie cu pași vizibili de final. Peste 3 săptămâni, singura stradă din perimetru rămasă deschisă circulației rutiere, C. Nicolaescu Plopșor, va fi închisă definitiv și va intra în atenția constructorului. Până atunci, se lucrează la fântânile arteziene de pe strada Teodor Aman și se definitivează pavajul pe toate străzile. Peste 130 de persoane, dintre care 15 deținuți de la penitenciarul de maximă siguranță, lucrează în aceste zile pe șantierul centrului istoric din Craiova. Constructorul trage tare pentru a termina cât mai repede lucrarea de aproximativ 14 milioane de euro. Mare parte dintre muncitori sunt acum concentrați pe strada Teodor Aman și lucrează atât la montarea pavajului, cât și la structura viitoarelor fântâni arteziene aflate în vecinătatea blocurilor. O veste importantă pentru șoferi este că a 10-a stradă din proiect și ultima neatacată de constructor, C. Nicolaescu Plopșor, va fi închisă definitiv peste 3 săptămâni. Astfel se definitivează delimitarea centrului pietonal. Autoritățile urmează să decidă unde vor fi construite parcări în această zonă. În principiu, rezidenții vor avea acces în zona centrului istoric din străzile C. Nicolaescu Plopșor, Panait Moșoiu și Teodor Aman, unde se va face accesul prin bolarzi retractabili. Concret este vorba despre niște piloni care vor putea fi activați prin telecomandă, astfel încât să se permită accesul în zonă. Piațeta de la Femina este gata. Aici au fost deja amplasate și spațiile verzi, iar peste o lună ar putea fi gata și piațeta din zona Bank Post. Contoarele de gaze au început și ele să fie schimbate. S-a întâmplat acest lucru deja pe strada Olteț.
Zona parcărilor și a tomberoanelor din spatele blocurilor de pe Teodora Mann, deloc estetică pentru zonă, nu a fost inclusă în proiectul de revitalizare a centrului istoric. Conform constructorului, aceasta ar urma să fie amenajată de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, unde municipalitatea dorește să facă încă o piațetă pentru locatarii din zonă. Un alt obiectiv important pentru centrul istoric este piața din zona Bisericii Sfântul Ilie. Gardul acesteia urmează să fie demolat. Acum se lucrează la obținerea ultimelor avize pentru autorizație. Străinii s-au înghesuit să construiască parcuri de panouri fotovoltaice în Dolj. Astfel de investiții au apărut și la Podari, unde primăria încasează bani frumoși din impozitul pe teren și pe construcții. De altfel, Doljul livrează zilnic în sistemul național cantități importante de energie electrică. Din păcate, scăderea cotei de certificate verzi primite de investitorii în energie regenerabilă i-a determinat să nu mai facă și alte investiții în ultima vreme. Pe raza comunei Doljene Podari, două companii și-au construit parcuri de panouri fotovoltaice amplasate unul lângă altul. Odată finalizată investiția, primăria încasează bani buni din impozitul pe teren și pe construcții. Ambele parcuri ocupă peste 43 de hectare de teren pe raza comunei. Pe noi ne interesează în primul rând banii pe care îi luăm de la ei, impozitul pe teren și pe panourile voltaice. Deci ne plătesc în jur de 2 miliarde pe an. 2 miliarde de lei vechi, da? De lei vechi, da, corect. Da, sunt foarte corect în privința plății și totodată livrează la Sistemul Național de Energie curentul produs de acele panouri fotovoltaice. Se pare că afacerea cu parcuri fotovoltaice este una dintre cele mai profitabile din România. Totuși, în ultimii ani, cetățenii străini care cerau înainte terenuri pe terenul Doljului pentru a face parcuri fotovoltaice nu se mai înghesuie să deschidă astfel de afaceri. Probabil din cauza că a scăzut cota de certificate verzi care se plătește de către statul român pentru asemenea afaceri. Veniseră mai multe firme, dar am înțeles acum că au scăzut acele certificate pe care le primeau și nu n-a mai apărut nimeni. Potrivit evidențelor de la Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, care autorizează astfel de activități, cel mai mare parc fotovoltaic din Dolj se găsește în Podari, se întinde pe aproape 30 de hectare și are o putere de 9,91 MW. În evidențele APM Dolj, investitorul de la Podari ar fi Management Buildings Company SRL. În realitate, acesta a fost doar dezvoltatorul care a construit parcul de panouri fotovoltaice. Întreaga afacere este deținută de Enel Green Power, o divizie care produce energie regenerabilă, a grupului Enel care furnizează energie în alte zone a țării. Dar Enel nu este singurul producător de energie verde de la Podari. La doar câteva sute de metri de cel mai mare câmp de panouri din județ se află altul, care se întinde pe 13,8 hectare și aparține Bioenergy Green Podari SRL, deținută de un cetățean italian. După cei 24 de migranți din Afganistan, Siria și Irak depistați săptămâna trecută, încercând să treacă granița ascunși într-un tir, polițiștii de frontieră de la Calafat au găsit ieri alți cetățeni ce intenționau să ajungă fraudulos în Europa de Vest. În jurul orei 5:30, la vama din localitate, s-au prezentat doi șoferi turci, de 42 și respectiv 43 de ani, care conduceau fiecare câte un autocamion. Aceștia au declarat că transportau în Germania stelaje metalice și televizoare. Numai că, în urma unui control amănunțit, au fost descoperiți ascunși pe osia unui autocamion doi bărbați și un altul în cabina celelalte mașini. Este vorba despre trei sirieni cu vârste cuprinse între 18 și 38 de ani. În cadrul primelor cercetări, persoanele în cauză au declarat că au fost îmbarcate în tiruri cu ajutorul unor călăuze, cu destinația Germania. Plata avea să fie făcută la destinație. Conform protocolului româno-bulgar, cei trei urmează a fi predați poliției de frontieră din țara vecină, în vederea continuării cercetărilor și dispunerii măsurilor legale ce se impun. Aproximativ 100 de copii au beneficiat la sfârșitul săptămânii trecute de testare gratuită pentru depistarea afecțiunilor coloanei vertebrale. S-a întâmplat în Craiova, în cadrul campaniei Joc și Sănătate, care urmărește prevenirea scoliozei la cei mici. În cazul copiilor găsiți cu probleme, specialiștii au oferit sfaturi utile părinților. Tot mai mulți copii și tineri sunt diagnosticați cu scolioză. Una dintre principalele cauze este timpul îndelungat petrecut în fața calculatorului, de cele mai multe ori în poziții incorrecte. Pentru a veni în sprijinul celor cu probleme la coloană, Clinica de Reeducare Posturală Prokinetic, împreună cu Bebeti, primul magazin cu jucării din lemn din Craiova și Plus Aqua, au organizat în weekend campania Joc și Sănătate. Specialiștii au testat aproximativ 100 de copii, iar în cazul celor cu probleme le-au oferit sfaturi utile părinților. Mulți au
au primit un card de reducere cu ajutorul căruia vor avea acces la diverse activități sportive. Și ne mai zise puțin că știu că trebuie să vină pe linia asta. Da, și scapul anterior, să facem niște exerciții, să lungim puțin. Pentru postură, da. Astfel de campanii eu cred că sunt foarte binevenite, mai ales în scopul copiilor. Părinții trebuie să conștientizeze că sunt foarte multe probleme și foarte mulți copii în țară și nu numai în țară, cu probleme cu deficiențe de coloană. Și sunt foarte mulți copii care la școală au postura, care stau în bancă, mai ales că în ultimul an s-a dezvoltat foarte mult partea aceasta de calculator, unde ei stau foarte mult la calculator. Este o inițiativă extraordinar de bună, mai ales că în zilele noastre este foarte adevărat, majoritatea copiilor chiar au probleme cu coloana vertebrală, poate și datorită felului în care stau în bănci, felului greutății ghiozdanelor pe care le cară zilnic. Și părinții cred că au mai puțin timp să se ocupe de lucrurile astea. O astfel de campanie s-a mai desfășurat la Craiova și în luna iunie. Am avut plăcuta surpriză ca primii copii testați să fie 3 copii care au venit și la cealaltă activitate de la 1 iunie. Au venit cu testele la ei, ne-au spus că au fost la recuperare în lunile de vară și am putut să facem o comparație între ce s-a întâmplat atunci și cum arată copilul acum. Îmbunătățirea a fost vizibilă. Bănia a fost, la sfârșitul săptămânii trecute, capitala portului popular. Peste 300 de artiști din România și din Bulgaria au participat la Festivalul Internațional de Folclor Rapsodia Balcanică. Aceștia au prezentat mai multe dansuri specifice regiunii din care vin, dar și o paradă a costumelor populare. Cea dintâi ediție a Festivalului Internațional de Folclor, Rapsodia Balcanică, a fost organizată sâmbătă de Casa de Cultură Traian Demetrescu din Craiova. La eveniment au participat 12 ansambluri folclorice. Folclorul românesc autentic este important nu numai la nord, ci și la sud de Dunăre, astfel încât am încercat să oferim o panoramă cât mai adecvată a tradițiilor noastre populare într-un cadru de o zi, spre a face o mare bucurie publicului craiovean. Spectacolul a fost găzduit de Aula Buia a Facultății de Agronomie. De asemenea, cei 300 de artiști au participat la o paradă a portului popular și au jucat hora înfrățirii în părculețul Mihai Bravu. Veniți voi. De la Calafat. Și ce ați pregătit? Am pregătit dansuri populare. Aveți emoții? Nu. Din gearma ta. Și aveți emoții? Nu. Cât timp v-ați pregătit pentru acest festival? Destul. Aproximativ, nu știu, o lună, ceva. Ce veți prezenta? Câteva dansuri din Banat. De cât timp dansezi tu? De 9 ani. Ansamblu Doina Mischiul ne numim. Și ce ați pregătit pentru acest festival? Niște dansuri. Dansuri populare. Ai emoții? Nu. De cât timp dansezi tu? De 4 ani. Și vei continua cu dansul popular? Îți place? Da, foarte mult. Organizatorii Festivalului Internațional de Folclor Rapsodia Balcanică spun că vor să facă o tradiție din acest eveniment în Bănie. Vă prezentăm în continuare informațiile meteorologice. Toamna își intră din ce în ce mai mult în drepturi. În următoarele 24 de ore, în Oltenia va ploua, iar temperaturile maxime vor fi cu puțin peste 20 de grade Celsius. La noapte, mercurul din termometre va arăta 12 grade la Slatina și la Drăgășani, 14 la Craiova, Calafat, Corabia și Filiaș și 15 grade Celsius la Cetate și la Drobeta, Turnu Severin.
Mâine se vor înregistra 18 grade Celsius la Calafat, 20 la Caracal, 21 la Târgu Jiu și cel mai mult 23 de grade Celsius la Râmnicu-Vâlcea. Știrile GDS se încheie aici. Urmează imediat informațiile din sport. La ora 19:30 vă aștept la jurnalul regional. Pe curând!